only wanna be with them rappers, hope we get shot. 8 years in the making, patiently waiting the flow. Now the record wishing all this taking. Ziua copilului, ultimul clopoțel, dar și ziua școlii, toate au fost sărbătorite astăzi la școala gimnazială numărul 1 din Comuna Lumina. Îndrumați de cadrele didactice, elevii și preșcolarii s-au întrecut în momente de dans, demonstrații de karate, cântece și poezii. Școala noastră se demarează sub forma unui proiect care se află astăzi la ediția 1. Proiectul nostru se numește Școala noastră în sărbătoare și pentru că orice proiect trebuie să fie cunoscut, trebuie să avem școli partenere. Avem de această dată invitații școli recunoscute în județul Constanța. Elevii au ascultat atenți sfaturile profesorilor care au menționat cât de importantă este educația și dezvoltarea încă din copilărie. Astăzi am sărbătorit ziua școlii și m-am pregătit în costum tradițional dobrogean. Sper că le-a plăcut. Ne-am încercat să facem o atmosferă frumoasă. În cadrul școlii, elevii participă la cursuri de dans, arte marțiale și numeroase activități extrașcolare. Mulțumesc doamnelor directoare care sunt în primul an în localitatea Lumina, unde vrem să facem o echipă performantă de director prim, director adjunct și director de la grădinița Lumina, care ea este importantă că crește pe cei mici până ajunge la școală. Și ei vor veni pregătiți pentru a începe cursurile. Mă bucur din tot sufletul că sunt astăzi alături de aceste frage de plăstare. Viitorul nostru, viitorul comunic, viitorul județului. De ce nu? Poate vom avea ocazia ca peste ani, sau fiindcă de aici s-a ridicat un ministru, de aici au plecat deputați, senatori. Evenimentele care au avut loc astăzi fac parte din proiectul Școala mea în sărbătoare, aflat la prima ediție.